Salutare dragilor, eu sunt Niculina și bine ați venit la mine. Astăzi pregătim un risotto de vară cu prosciutto crudo și pepene galben. Este o farfurie simplă de vară, dar cu explozie de gust și savoare. Pentru 3 porții ne trebuie pepene galben 200 de grame, prosciutto crudo sau șunculiță afumată 100 de grame, orez cu bobul rotund 300 de grame, 50 de grame de parmezan, ceapă 30 de grame, un cup vegetal sau 1 litru 200 de supă de găină, vin alb 100 de grame, ulei de măsline 30 de grame, piper și sare după gust. Începem cu bucata de pepene, o tăiem în două părți egale, apoi fiecare bucată o dăm din nou în două. Tăiem coaja pepenelui, nu foarte jos, pentru a nu rămâne pe bucată nimic din partea verde. Tăiem din nou fiecare bucată în feliuțe subțiri. Și apoi tăiem din nou cubulețe mici. Păstrăm o bucată pentru a urna farfuria. Ne ocupăm de prosciutto crudo, îl punem pe fund și îl tăiem cu un cuțit, feliuțe foarte subțiri. Desfacem cu mâinile bucățile de prosciutto, tăiem și ceapa cu bulețe mici . Punem o cratiță largă și înaltă pe aragaz. Când este caldă, punem uleiul, prosciutto crudo, pe care îl lăsăm 2 minute, până se topește puțin din grăsimea pe care o are. Cu o paletă îl scoatem pe o farfurie. Punem ceapa. Eu am pregătit supa dintr-un cubuleț vegetal și 1 litru 200 de apă. Puțină supă și o lăsăm din nou 2 minute până se consumă toată supa. Deci, la 300 de grame de orez ne trebuie 4 părți de apă pentru a avea orezul foarte bine fiert. Când lichidul s-a consumat, punem orezul spălat în câteva ape, îl lăsăm 2 minute. Punem vinul, amestecăm și lăsăm din nou până se consumă tot. Punem supa fierbinte în 3 rânduri. Punem o jumătate de linguriță de piper, amestecăm și lăsăm până se consumă toată supa. Controlăm și punem restul de supă și lăsăm până când orezul este fiert. Cu 2 minute înainte de închidere, punem pepenele tăiat, amestecăm bine, punem bucățile de prosciutto crudo, dar păstrăm câteva bucățele pentru urnarea farfuriei. Amestecăm bine, gustăm de sare și piper, închidem aragazul și punem parmezanul. Amestecăm până se topește brânza și devine foarte cremos. Și este gata! Asta a fost tot! Am obținut un risotto cremos, parfumat și cu explozie de gust. Pare ciudat, dar vă garantez că este foarte bun! Haideți să vedem și cum arată. Îl punem pe o farfurie. Punem deasupra bucățelele de prosciutto pe care le-am păstrat și pepenele galben pe marginea farfuriei.
Poftă bună! Are un gust și o savoare excelentă! Dacă vă place rețeta, vă invit să-mi lăsați un like, un share, un subscribe și să activați clopoțelul, așa știți imediat când pun noi rețete. Vă doresc o zi minunată și vă aștept cu drag la rețeta viitoare!